Opera, probabil opera de seamă, opera majoră teologică a profesorului Tom Wright este Originea creștinismului și problema lui Dumnezeu, sau Christian Origins and the Question of God, un proiect cu o arhitectură complexă, conceput în 6 volume, concentrate pe Noul Testament, pe Isus, pe Pavel, pe Evanghelii și pe primii creștini. Toate aceste volume care l-au pe Dumnezeu în centrul atenției. Noul Testament și poporul lui Dumnezeu, Isus și victoria lui Dumnezeu, învierea Fiului lui Dumnezeu, Pavel și credincioșia lui Dumnezeu, Evangheliile și povestea lui Dumnezeu, primii creștini și scopul lui Dumnezeu. Într-adevăr, cele 6 volume proiectate ale operei, din care au apărut 4, le așteptăm cu interes și cu nerăbdare, celelalte, mi-aduc aminte că pe vremea când am început eu doctoratul, se promitea al treilea volum, era vorba să vină al treilea volum pe Pavel și l-am așteptat cu atâta nerăbdare și după 2 ani de zile a apărut într-adevăr volumul, dar nu era pe Pavel, era pe învierea Domnului Iisus Hristos și au venit volumele pe Apostolul Pavel mai târziu și le-am apreciat și le-am studiat cu mare interes. Dar cele 6 volume proiectate, în cele 6 volume, profesorul Andy Wright își propune și oferă un model pentru un demers integrator, istoric, teologic și apologetic, depășind astfel alte demersuri, antiistorice, cât și cele neteologice ale teologiilor Noului Testament, prezentând o viziune unitară a teologiei biblice, credibilă din punct de vedere istoric, coerentă din punct de vedere biblic și teologic, dar și relevantă pentru misiunea bisericii creștine în societatea contemporană. Nu cred că este o exagerare deloc dacă spunem că aceasta este probabil cea mai importantă operă teologică a timpului nostru. Așa cum o numea profesorul Ica Junior, în cel care a tradus în limba română câteva din operele sale. Și tot cred că profesorul Ica Junior și-ar fi dorit să fie în seara aceasta cu noi, n-a putut, așa că aș dori să citesc, dar un scurt citat din ceea ce spune dânsul despre opera profesorului Andy Wright și el spune așa: sunt adevărate și fascinante orchestrații istorico-teologice, veritabile simfonii de o formidabilă amploare și complexitate, impozantele tomuri ale opusului Magnum exprimă o gândire clară și precisă pe care o difuzează neobosit într-un limbaj accesibil publicului larg prin scrieri populare, apologetice și pastorale care premerg, însoțesc și continuă temele dezvoltate savant în tomurile operei sale teologice. Profesor Wright este într-adevăr apreciat pentru capacitatea uimitoare pe care dânsul o are de a da un sens coerent imaginii de ansamblu a Scripturii, de a prezenta metanarațiunea Scripturii, o imagine, cum am spus, riguroasă din punct de vedere intelectual, dar în același timp fidelă adevărului biblic, ajutând în acest fel mii și mii de creștini învățați și credincioși de rând, și sunt bucuros să mă consider și să mă număr printre cei care au beneficiat enorm de opera sa. De asemenea, cu un grup am văzut în seara aceasta și mi-au spus să-i transmit profesorului Wright că sunt bucuroși să fie prezenți aici și să-l audă pe cel din a căror cărți au învățat foarte mult în ceea ce privește teologia Noului Testament. Într-o lume în care cunoașterea este din ce în ce mai fragmentară, abordarea holistică, integrativă a istoriei răscumpărătoare a lumii prezentată în scrierile profesorului Wright este una vitală, nu doar pentru o înțelegere corespunzătoare a Scripturii, dar și pentru mărturia credinței creștine în spațiu public. Într-adevăr, aceasta este o altă contribuție majoră pe care opera lui Andy Wright o aduce, și anume dimensiunea publică a adevărului biblic, sau altfel spus, Evanghelia ca adevăr public. Nu știu dacă există, în special în contextul nostru, vreun alt aspect mai important pentru modul în care studiem Biblia în zilele noastre decât această recuperare a dimensiunii publice a Evangheliei. Și nu am găsit pe nimeni care să facă mai bine lucrul acesta decât o face profesorul Wright, care de zeci de ani fundamentează, demonstrează și ilustrează cu pasiune, cu erudiție și cu tenacitate contribuția specifică pe care credința creștină o aduce
la binele comun și la bunăstarea umană. Dar nu-i așa că cea mai bună teologie trebuie să fie în stare să treacă, într-adevăr, dincolo de academie și să pătrundă în viața reală, de zi cu zi a credincioșilor, să transforme modul în care gândim și acționăm. Teologia scrisă de profesorul Wright este exact o astfel de teologie profetică ce contribuie efectiv și semnificativ la viața, închinarea și misiunea bisericii în lume. Sunt așadar întru totul de acord cu un teolog al Noului Testament care îl numea și spunea despre profesorul N.T. Wright că este pentru tradiția creștinismului medieval, modern și postmodern un veritabil nou Irineu al Lionului al timpului nostru. Tema pe care profesor Wright o propune și o prezintă în seara aceasta se intitulează Împărăția lui Dumnezeu în lumea lui Iisus și a noastră. O temă centrală în teologia biblică și una la fel de importantă pentru biserica de astăzi. Așteptăm cu mare interes prelegerea profesorului Wright și sunt sigur că vom fi încurajați și stimulați să recuperăm viziunea holistică a răscumpărării întregii creații, viziunea unui cer nou și a unui pământ nou pe care Dumnezeu le-a promis în anticiparea împărăției lui Dumnezeu ca speranță practică pentru prezent. Professor Wright, the floor is yours. Thank you so much once again for your welcome and your encouragement and hospitality. Țin să vă mulțumesc din nou pentru că m-ați primit așa de bine, pentru cuvintele de încurajare și ospitalitatea dumneavoastră. And thank you one more time to all those who have organized this, to Edictum and those who organized this hall and to my noble translator. Și încă o dată vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui eveniment, celor de la Edictum Day și tuturor celor care au facilitat evenimentul acesta și traducătorului meu. Thank you. Now, if you were to go out into the main square here in Cluj-Napoca, dacă ați încerca astăzi să mergeți în piața centrală din Cluj-Napoca, or any other city in Europe, including Britain, sau în oricare oraș din Europa, inclusiv din Marea Britanie, and you were to ask people on the street, what is the kingdom of God? Și dacă i-ați întreba pe oamenii de pe stradă, ce este împărăția lui Dumnezeu? There are three types of answers you might get. Probabil că veți primi trei feluri de răspunsuri. The first would be a blank stare. Primul răspuns, niște oameni care se holbează la voi, with a cynical comment, cu comentarii cinice, it must be something to do with all that religion nonsense. Îți vă spune, probabil e o chestie din aia care are de-a face cu nonsensul ăla despre religie. But we gave that up long ago, and anyway, science has disproved it all. Dar noi am abandonat de multă vreme discuția aceea și, de fapt, știința a demonstrat că lucrurile alea nu există. That is perhaps the majority view, certainly in my country. Probabil că aceasta este opinia celor mai mulți, a majorității, cu siguranță în țara mea așa este. Even if some people still believe in God and his kingdom, și chiar dacă unii oameni încă mai cred în Dumnezeu și în împărăția lui, most people think that has nothing to do with the way the world is run today. Cei mai mulți oameni cred că asta nu are de-a face deloc cu modul în care lumea operează astăzi. Now the second answer you might get would arrive at the same conclusion from the opposite starting point. Cel de-al doilea răspuns pe care s-ar putea să-l căpătați va fi unul care țintește spre aceeași concluzie chiar dacă pornește de la o altă premisă. Because the second answer might be that the kingdom of God is the kingdom of heaven. Pentru că al doilea răspuns probabil că va fi acesta, împărăția lui Dumnezeu, asta înseamnă împărăția cerurilor. Which means heaven where God lives and where our souls will go when we die. Adică cerul este locul în care Dumnezeu este și unde vor merge sufletele noastre după ce vom muri. And people who believe this also usually believe that this has nothing to do with the way the world is run. Și oamenii care au această concepție, de asemenea, consideră că această discuție nu are deloc de a face cu modul în care funcționează lumea noastră. Our minds are set on heaven, so don't bother about earth. Mintea noastră este concentrată pe ceea ce se întâmplă în ceruri, așa că asta n-are cum să afecteze ceea ce se întâmplă pe pământ.
The third answer you might get would be from people who believe that the kingdom of God basically means the church. Un al treilea răspuns pe care e posibil să-l primiți este cel dat de oamenii care cred că împărăția lui Dumnezeu este practic un sinonim pentru biserică. The church, they would say, is the body of people who celebrate God as king. Și aceștia vor spune, biserica este trupul lui Hristos sau al credincioșilor care îl cunosc pe Dumnezeu, pe Iisus ca rege al lor. And in whose life and witness the kingdom is displayed. Și în a căror viață și în a căror mărturie împărăția se manifestă. It isn't always clear at that point whether the church should try to run the world. Și nu este foarte clar în discuția cu aceștia dacă se așteaptă ca biserica să aibă un rol de un rol conducător în lume, or whether it should remain pure and uninvolved. Sau dacă biserica trebuie să stea deoparte și să nu se implice. Now the point I want to make this evening is not just that all those answers are wrong. Ceea ce vreau să subliniez în seara aceasta nici de cum nu este că toate aceste abordări sunt în întregime greșite. I want to stress that when we glimpse the right answer. Ceea ce vreau să subliniez însă este că atunci când întrezărim răspunsul corect, we get a whole new angle on the calling of the church in a puzzled and confused world. Vedem dintr-un unghi cu totul nou chemarea bisericii și misiunea ei într-o lume confuză și foarte derutată. So where can we begin? De unde începem? If we are going to understand what Jesus himself and his first followers meant by the kingdom of God. Dacă vrem să înțelegem ceea ce Iisus însuși și ucenicii săi au înțeles prin împărăția lui Dumnezeu, we have to go back to the ancient hope of the people of Israel. Trebuie să ne întoarcem la nădejdea străbună a poporului Israel. So, to understand the hope of Israel, și dacă vrem ca să înțelegem nădejdea lui Israel, imagine a home where everything has gone wrong. Încercați să vă imaginați un cămin unde totul merge pe dos. One child is desperately sick. Un copil este bolnav în stare gravă. Another is in trouble with the police. Altul are probleme cu poliția. The mother has just lost her job. Mama și-a pierdut serviciul. The father has just crashed the car. Tatăl numai ce a lovit mașina. And now the roof is leaking and there is water everywhere. Și acoperișul are fisuri și plouă înăuntru. And then someone comes to the door. Și în timpul ăsta cineva bate la ușă. And says, good news, cheer up. Și spune, am o veste bună, înveseliți-vă. Someone is coming who will take charge and put everything right. Urmează să vină cineva care va prelua controlul și va pune toate lucrurile în ordine. That is the kind of impact that you see in the Psalms. Acesta este tipul de impact pe care îl întrezărim în cartea psalmilor. When the kingdom of God is celebrated. Atunci când împărăția lui Dumnezeu este sărbătorită. The Psalms say that the whole creation is celebrating because Israel's God is coming to judge the world. Psalmistul spune că întreaga creație sărbătorește de bucurie pentru că împărăția lui Dumnezeu vine și Dumnezeu vine să judece lumea. Now when we hear the word judge, când noi auzim cuvântul judecată, we often, at least in English, think of somebody facing punishment for doing something wrong. Cel puțin în contextul englezesc ne gândim automat la o persoană care urmează să dea socoteală pentru lucrurile rele pe care le-a comis. But in the Bible, the judge is one who comes to put everything right. Însă în Biblie, judecătorul este cel care vine să îndrepte o stare de lucruri. Which might indeed involve dealing with the guilty. Ceea ce desigur include și abordarea vinovăției. But the hope of Israel depends on the belief of Israel. Însă nădejdea pe care Israel o avea era întemeiată pe credința pe care poporul o avea. And the belief is that her God Yahweh is the creator of the world. Și încredințarea lui Israel era aceea că Dumnezeul lui Israel, Yahweh, era stăpânul acestei lumi, creatorul acestei lumi. And he will one day come in person to put everything right that had gone wrong. Și într-o zi el avea să vină în persoană ca să
pună în ordine toate lucrurile care o luaseră razna. And in particular to rescue Israel from the pagan nations that had been oppressing her. Și în mod particular să salveze Israelul de sub națiunile păgâne care apăsaseră și care aduseseră chin peste națiune. So, just as God brought order out of chaos at the beginning, tot astfel după cum Dumnezeu a adus ordine în mijlocul haosului care fusese la început, and just as he rescued Israel from the tyranny of Pharaoh in Egypt, și tot astfel cum Dumnezeu a răscumpărat Israelul de sub tirania robiei din Egipt, so he would now rescue Israel from Babylon or Persia or Syria or Egypt or Rome. Tot astfel Dumnezeu avea să răscumpere Israelul din Babilon, de sub Persia, de sub Siria, de sub Egipt sau chiar de sub Roma. God would show in powerful action that he was in charge of the world. Dumnezeu avea să arate prin acțiuni pline de putere că el este judecătorul lumii. And that the idols of the nations were not. Și nu națiunile erau în control, nu idolii erau în control. And that is the kingdom of God. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Now throughout what we call the period of the second temple, pe parcursul întregii perioade pe care noi o numim perioada celui de-al doilea templu, roughly the last 400 years BC, în general vorbim de ultimii 400 de ani înainte de Hristos, Israel found herself more and more of a mess. Israelul s-a aflat într-o situație de haos, de chin tot mai profundă. Socially, politically, economically and even theologically. Din punct de vedere social, politic, economic, ba chiar și teologic. Everything was going wrong. Totul mergea prost. And during that period, the book of Daniel was especially popular. Și mai ales în acea perioadă, cartea Daniel a devenit foarte populară. A book which declares again and again that Israel's God is indeed in charge of the world. O carte ce mereu reamintea faptul că Dumnezeul lui Israel este cu adevărat în controlul lumii. And that he will soon show the world that he is putting everything right. Și în curând urmează să arate lumii că el va aduce ordine, va îndrepta lucrurile. And he will win the victory over all the forces of evil. Și el va câștiga lupta împotriva forțelor întunericului. And he will rescue his people from their enemies. El îi va salva pe cei din poporul său de dușmanilor. He will do justice in and for the whole world. El va face dreptate în lume și pentru toată lumea. And as the focus of this, he will cause his temple to be rebuilt. Și un punct central în viziunea aceasta era că Dumnezeu avea să rânduiască, să pregătească reconstrucția templului. So that he will come and live there in person forever. Pentru ca el să vină și să locuiască în persoană pentru totdeauna acolo. So the phrase kingdom of God encapsulates a story. De aceea când spunem cuvintele împărăția lui Dumnezeu, în cuvintele acestea este cuprinsă o istorisire. It's the story of Israel and the world. Este istoria lui Israel și a omenirii. And above all, the story of God. Și mai presus de toate este povestea lui Dumnezeu. God, the creator, has the responsibility to put the world right. Dumnezeu, creatorul, și-a asumat responsabilitatea de a aduce ordine în lumea aceasta. As the covenant God of Israel, he has the responsibility to rescue his people. În calitate de Dumnezeu al legământului încheiat cu Israel, el și-a asumat responsabilitatea aceasta să salveze poporul său. And these two go together. Și cele două merg mână în mână. And in the first century, the people who spoke most about the kingdom of God were therefore the Jewish revolutionaries. În primul secol, cei care vorbeau cel mai des despre împărăția lui Dumnezeu erau revoluționarii din rândul iudeilor. Who wanted to get rid of the rule of Rome once and for all. A căror intenție era să înlăture odată pentru totdeauna dominația romană. There were several revolutionary movements in the time of Jesus. Au fost mai multe mișcări revoluționare în vremea lui Isus. And in the first generation of Christianity. Și în prima generație de creștini. And for them, if God was king, that meant that Caesar was not. Pentru ei lucrurile erau simple, dacă Dumnezeu este rege,
Asta înseamnă că Cezar nu este. Which meant, among other things, that one ought not to pay taxes to Rome. Și printre altele, concluzia era și că nu e cazul să-i mai plătești taxe Cezarului Romei. They were looking for a new exodus. Oamenii aceștia căutau un nou exod. A great act of divine liberation. Așteptau un act măreț de eliberare divină. That would establish them as God's free people forever. Care să-i poată aduce în poziția de a fi poporul liber al lui Dumnezeu pentru totdeauna. So, like the family where everything had gone wrong. Asemenea istoriei ce v-am spus-o despre familia aceea în care toate lucrurile merg înapoi. Israel was in more and more trouble. Israelul mergea din necaz în necaz. With a corrupt aristocracy, o aristocrație coruptă, an impoverished peasant class, o clasă țărănească în sărăcie, and many different pressure groups. Și multe alte grupuri de presiune. They were trying to persuade people to practice their kind of Jewish life. Fiecare încerca să îi lămurească pe cei din jur să practice tipul lor de iudaism. In the hope that this would bring in the kingdom a bit quicker. În speranța că în felul acesta vor grăbi venirea împărăției. This was the world into which Jesus of Nazareth came. Aceasta a fost lumea în care Isus din Nazaret a venit. Declaring that the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Anunțând că s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. What did he mean? Ce voia să spună prin cuvintele astea? Let me repeat a bit of what I said, I think yesterday, about what kingdom of God does not mean. Dați-mi voie să repet puțin din ceea ce am spus ieri, când am arătat ce nu înseamnă împărăția lui Dumnezeu. When Jesus announced God's kingdom, he wasn't telling them about a new way to go to heaven when they died. Când Domnul Iisus a vestit împărăția lui Dumnezeu, el nu le spunea de fapt un nou mod prin care să trăiești în așa fel încât să ajungi în ceruri după ce vei muri. On the contrary, the point about the kingdom of God or of heaven. Dimpotrivă, ideea despre împărăția lui Dumnezeu sau despre ceruri is that it's supposed to happen here and now in this world. Era că e ceva ce trebuie să se întâmple acum, aici, în lumea noastră. Jesus taught us to pray, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as in heaven. Isus ne-a învățat să ne rugăm, vie împărăția ta și facă-se voia ta pe pământ precum în ceruri. Of course, Jesus believed that when God's people die, God will look after them. Desigur, Isus credea că și după ce oamenii vor muri, Dumnezeu va avea grijă de ei. Until the time when he makes everything new and raises them from the dead. Până la vremea în care el va reînnoi toate lucrurile și oamenii vor învia din morți. But that isn't what kingdom of God means. Dar nu aceasta este semnificația împărăției lui Dumnezeu. The second thing is that when Jesus announced that God's kingdom was arriving, un al doilea lucru pe care trebuie să-l observăm este că atunci când Isus a anunțat că sosește împărăția lui Dumnezeu, this didn't simply mean that he was establishing a community, what we call the church. El nu anunța că pur și simplu urmează să înființeze o nouă comunitate umană, ceea ce noi numim biserică. Jesus wanted his followers to be part of his kingdom project. El voia ca urmașii săi să ia parte la proiectul împărăției sale. But they are not themselves the kingdom. În timp ce nu erau ei înșiși împărăția. They are to be witnesses of the kingdom. Ei urmau să fie niște martori ai împărăției. They are to be agents of the kingdom. Aveau să fie agenți ai împărăției. Paul writes at one point about working for the kingdom. La un moment dat, apostolul Pavel spune că noi trebuie să lucrăm pentru sau spre împărăție. But the kingdom is something other than the church. Însă împărăția e ceva diferit de biserică. The kingdom is God's establishment of his sovereign saving rule on earth as in heaven. Împărăția este întemeierea domniei suverane a lui Dumnezeu pe pământ, așa cum este și în ceruri. One extra point at this moment. Încă un punct extra. Many in the last century have supposed that the kingdom of God for Jesus meant the end of the present world. În ultimul secol, foarte mulți s-au presupus că pentru Domnul Isus, împărăția lui Dumnezeu presupunea sfârșitul lumii actuale.
And then the establishment of a totally different supernatural or heavenly world. Și în schimb să fie înființată o nouă conducere, un nou așezământ cu totul diferit, unul supranatural și ceresc. And people have then said, și atunci oamenii au spus, well, of course, Jesus and the early church thought the world was going to end and it didn't. Oh, desigur, Isus a spus bisericii primare că lumea asta se va încheia și uite că nu s-a încheiat. So if they got that wrong, maybe they got lots of other things wrong. Și dacă as well. Ucenicii n-au înțeles bine partea asta, probabil că nici alte lucruri nu le-au priceput bine. That is a radical mistake. Aceasta e o greșeală radicală. Caused by the philosophical and cultural climate in parts of Europe at the end of the 19th century. Este rezultatul climatului filosofic și cultural din diverse părți ale Europei de la sfârșitul secolului al XIX-lea. The first century Jews who spoke of God's kingdom. Evreii din primul secol care vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu. And who used what we call apocalyptic language to do so. Și cei care întrebuințau un limbaj pe care noi l-am numit astăzi apocaliptic. They were not imagining the end of the world. Ei nu își imaginau sfârșitul lumii. They were imagining the radical transformation of the present world order. Ci își imaginau o transformare radicală a ordinii, a rânduielii din lumea actuală. So that wickedness and injustice would be stopped at last. Astfel încât răutatea și nedreptatea să li se pună capăt în cele din urmă. And God's people would be rescued and established in peace. Iar poporul lui Dumnezeu să fie răscumpărat și să fie așezat într-o stare de pace. So, when Jesus came into Galilee saying God's kingdom is at hand. Așadar, atunci când Isus a venit în Galileea anunțând că împărăția e aproape. He was addressing a widespread hope. El se conecta cu o speranță larg răspândită. But he was addressing it from a new angle and with a new kind of agenda. Însă el se adresa dintr-un unghi nou și cu o agendă diferită. For others, as we saw, the kingdom meant revolution, plotting violence in the service of a militant nationalism. În timp ce pentru alții, după cum am văzut, împărăția însemna revoluție, însemna complot, violență sau un naționalism militant. For Jesus, the kingdom meant a different kind of revolution. Pentru Isus, împărăția semnifica un alt fel de revoluție. A different kind of victory. Un alt fel de victorie. And a different kind of hope. Și un alt fel de speranță. The two main ways in which Jesus demonstrated and explained these differences. Două modalități principale prin care Isus a demonstrat și a explicat aceste diferențe. Were his healings and his parables. Au fost vindecările și pildele sale. So far as we know, the other people who were announcing God's kingdom were not performing healings. Din câte cunoaștem, alții care au anunțat că așteaptă împărăția lui Dumnezeu sau că aduc împărăția lui Dumnezeu, nu au făcut minuni, vindecări. But this seems to have been central to Jesus' work. În timp ce minunile au fost o parte centrală din lucrarea lui Isus. This wasn't because he was simply setting himself up as a one-man hospital. Asta nu s-a întâmplat pentru că Isus a vrut să se portretizeze pe sine însuși ca fiind spitalul pentru toți cei bolnavi. It was because for him God's kingdom was about new creation. Ci pentru că pentru el împărăția lui Dumnezeu însemna o nouă creație. About God putting everything right, not just the social or political situation. Adică Dumnezeu vrea să pună ordine în toate lucrurile, nu doar la nivel politic și social. Now people have often tried to use Jesus' healings to prove that he was divine. Adesea oamenii s-au folosit de minunile, de vindecările lui Isus doar pentru a demonstra că el era divin. But that is a mistake. Dar aceasta este o greșeală. I explained last night what it means to say that Jesus was and is divine. Am explicat aseară cum și ce înseamnă că Isus a fost divin. Ce explicație avem pentru asta? But the healings are not part of that. Vindecările nu fac parte din această argumentație. After all, in the Old Testament, Elijah and Elisha heal people. La urma urmelor, în Vechiul Testament, Ilie și Elisei au vindecat bolnavi. And they are prophets, they are not divine. Și totuși ei sunt profeți, nu au fost divini.
Other Jewish teachers of Jesus' day also sometimes did healings. Și alți învățători iudei din vremea lui Isus au făcut vindecări. Equally, going the other way, în mod egal, dacă privim în celălalt sens, some have wanted to deny Jesus' divinity and so have denied that he performed healings. Unii chiar au încercat să nege divinitatea lui Isus și faptul că el a putut să facă vindecări. But we can be sure that he did. Dar noi putem să fim siguri că el chiar a făcut vindecări. Because the gospels record that people accused Jesus of being in league with the devil. Pentru că în Evanghelie ni se spune că unii l-au acuzat pe Iisus că lucra cu puterea diavolului. And that is not something the early church would have made up. Și asta nu e o chestiune cu care cei din biserica primară ar fi scornit-o ei. But the only reason people would accuse Jesus of being in league with the devil, singurul motiv pentru care unii ar fi gândit că Isus este călăuzit de diavolul sau în relație cu diavolul, was if he was doing things which they couldn't explain any other way. Ar fi fost doar situația în care Isus făcea niște lucrări pe care nu le puteau explica nici de cum altfel. So the point of the healings, deci ideea vindecărilor, was that Jesus was announcing God's kingdom in line with scriptural prophecy. A fost așadar că Isus anunța împărăția sa în linie cu revelația profetică. In terms of God's restoration of his people at every level. În direcția restaurării pe care Dumnezeu voia să aducă poporului său la toate nivelurile. So, as well as the healings, Jesus was explaining the kingdom with his parables. Așadar, în aceeași măsură, odată cu vindecările, Isus își prezintă împărăția sa și prin pildele sale. The first three gospels highlight what we call the parable of the sower. Primele trei evanghelii evidențiază pilda semănătorului. The sower is sowing seeds out in the field. Semănătorul seamănă semințe pe câmp. Now, someone who is sowing fresh seed to produce a new crop. Cineva care seamănă aceste semințe proaspete cu așteptarea că va avea o recoltă. Is an image familiar to us from Isaiah and Jeremiah. Este o imagine familiară nouă din Isaia și din Ieremia. As an image of Israel being restored after the exile. Este imaginea poporului Israel care este restaurat după perioada de exil. The prophets understood exile in three related ways. Profeții au înțeles exilul în trei moduri relaționate. First, the exile happened because of Israel's idolatry and sin. Mai întâi, exilul s-a petrecut din pricina idolatriei și a păcatului lui Israel. So that the return from exile would mean forgiveness of sins and vice versa. În consecință, întoarcerea din exil presupunea iertarea. Second, the exile meant being away from Yahweh's own land with its promise of fruitfulness. În al doilea rând, exilul presupunea să fii departe de țara lui Yahweh, de locul acela plin de promisiunile lui Dumnezeu, de rodire. And third, the exile was extended according to Daniel 9. În al treilea rând, exilul a fost extins în conformitate cu Daniel 9. Long past 70 years to 70 times 7 years. Cu mult peste cei 70 de ani, adică de 70 de ori câte 7. So, anyone saying that God's kingdom was at last arriving and talking about a sower sowing fresh seeds would be understood to be speaking about this long promised restoration. Așa că oricine vorbea despre împărăția lui Dumnezeu care vine în cele din urmă, ar fi fost considerat ca unul care anunță restaurarea aceea. But Jesus appears to be saying that this restoration will not work out like many are hoping. În timp ce Iisus pare să spună că această restaurare nu va merge în linie cu așteptările pe care le aveau ei. He is warning that Israel's national hopes will not be validated as they stand. Iisus avertizează că așteptările pe care Israelul le avea în mod natural nu urmau să fie împlinite. God is doing the new thing that he promised. Dumnezeu face o lucrare nouă, așa cum promisese. But whether people profit from it or not,
Însă, dacă ei vor beneficia de pe urma acestei lucrări sau nu, will depend on their response to Jesus' message. Va depinde de răspunsul pe care ei îl vor arăta față de mesajul lui Iisus. And Jesus' own message stands out against the violent revolutionary dreams of his fellow countrymen. Și mesajul Domnului Iisus iese în evidență și în antiteză cu ceea ce spuneau revoluționarii din vremea aceea. Jesus has in mind a different battle. Iisus are în gând o altă bătălie. A different victory. O altă victorie. Because the real enemy is not Rome. Pentru că adevăratul dușman nu e Roma. But the dark enemy that he sometimes calls the Satan. Ci acel vrășmaș întunecat pe care el îl numește adesea Satan. So in this context, Jesus' parables function as a radical redefinition of Israel's kingdom hopes. În contextul acesta, pildele Domnului Iisus funcționează ca o redefinire radicală a speranțelor din jurul împărăției. The prophecies are being fulfilled, but not in the way people had imagined. Profețiile se împliniau, dar nu după cum își imagina poporul. Again, there are three features to this. Din nou avem de a face cu trei trăsături. First and most important, prima și cea mai importantă, the prophet who is announcing the kingdom, in other words, Jesus himself, profetul care acum prevestea împărăția și în cazul nostru este chiar Iisus însuși, he is not just a prophet, he is the king, the Messiah. El nu este doar un profet, ci el este regele, e Mesia. Though again he isn't the sort of Messiah people were expecting. Deși, din nou spun, nu era acel gen de Mesia pe care l-așteptau ei. Second, the new kind of victory through which the kingdom will be launched. A doua trăsătură, acel mod de victorie pe care ei îl așteptau odată cu venirea împărăției, will not be a military victory. Nu va fi o victorie militară. But as I was saying on Tuesday night, the victory which he will achieve through his death. Dar așa cum spuneam marți seară, o biruință pe care el o va dobândi prin moartea sa. And with his death seen as the fulfillment of scripture, especially Isaiah and Daniel. Moartea sa care era văzută ca o împlinire a scripturilor, așa cum profețiseră Isaia și Daniel. But then third, and reflecting what I said about the Sabbath and the age to come last night. A treia trăsătură, și aici reflectăm puțin la ceea ce am spus ieri despre sabat. The kingdom will not come complete and ready made all at once. Împărăția nu va veni dintr-o dată desăvârșită, completă. It will involve two stages. Ci ea presupune două stadii. It will be decisively inaugurated through Jesus' death and resurrection. Ea va fi inaugurată în mod decisiv prin învierea lui Iisus. But then it will be implemented, put into practice through his followers. Însă ea va fi implementată, va fi aplicată în practică prin Iisus și ucenicii săi. And again the parables point this out. Și din nou pildele scot aceasta în evidență. The seed has been sown. Sămânța a fost semănată. But it will grow slowly to the final harvest. Dar va crește mai încetul până la secerișul final. Now Jesus' redefinition of the kingdom did not mean a quiet withdrawal from the socio-political scene. Modul în care Iisus redefinește misiunea acestei împărății nu este o retragere în tăcere de pe scena politică. On the contrary. Dimpotrivă, he deliberately staged a demonstration. În mod deliberat, Domnul Iisus a pus în scenă o demonstrație. To denounce the temple and declare God's judgment on it. Ca să denunțe ceea ce era templul atunci și chiar să anunțe judecata lui Dumnezeu împotriva templului. That was about as subversive and dangerous an action as you can imagine. Aceasta era acțiunea cea mai subversivă și periculoasă pe care ți-ai putea o imagina. Jesus must have known where that would lead. Iisus era conștient cu siguranță încotro se îndrepta o astfel de acțiune. And the question of his kingdom understanding is then focused particularly on
John's Gospel, chapters 18 and 19. Și apoi chestiunea modului de înțelegere a împărăției se focalizează în particular pe Ioan capitolele 18 și 19. Where Pontius Pilate confronts Jesus as though it's the kingdom of the world against the kingdom of God. Unde Pilat din Pont îl confruntă pe Iisus de parcă regele acestei lumi este confruntat cu regele divin. And they have a spectacular discussion about kingdom and truth and power. Discuția aceea este una splendidă despre împărăție, despre adevăr, despre putere. And here there is often misunderstanding. Și discuția aceasta este deseori înțeleasă într-un mod greșit. Because Jesus tells Pilate that his kingdom is not from this world. Pentru că Iisus îi spune lui Pilat că împărăția sa nu este din această lume. Some translations and interpretations have said that Jesus said the kingdom is not of this world. Unele traduceri sau interpretări sugerează că Iisus ar fi spus că împărăția sa nu este a acestei lumi. As though the kingdom has nothing to do with the present world. De parcă împărăția n-ar avea nimic de a face cu lumea aceasta. But only with some heavenly reality. Ci doar ține de tărâmurile cerești. But this is quite wrong. Dar aceasta este o abordare greșită. In the Greek, Jesus says that his kingdom is not ek to kosmoutou. În limba greacă, Domnul Iisus spune că împărăția sa nu este din ek to kosmoutou. Which means that it is not from this world. It doesn't grow naturally within this world. Prin aceasta spune că împărăția nu este de origine din lumea aceasta, adică nu decurge în mod natural din lumea aceasta. But the whole of John's gospel with the word becoming flesh and dwelling in our midst. Dar întreaga evanghelie după Ioan, care vorbește despre cuvântul care a căpătat trup și a venit să locuiască, a luat trup și a venit să locuiască între noi. Indicates that the kingdom is for this world. Indică faptul că împărăția este pentru lumea aceasta. It is not from this world, but for this world. Nu este din lumea aceasta, dar este pentru lumea aceasta. Because the kingdom is designed to transform and heal and renew this present world and ourselves with it. Pentru că împărăția aceasta este menită să transforme, să vindece și să reînnoiască lumea noastră și pe noi, pe cei care locuim în ea. Now the four gospels and Acts and Paul and the other New Testament writers. Cele patru evanghelii și cartea Faptelor și apoi scrierile lui Pavel și ale celorlalți autori din Noul Testament. They all declare that God's sovereign rule really has begun with Jesus' death and resurrection. Toate au declarat deja că împărăția suverană a lui Dumnezeu a început deja odată cu moartea și învierea lui Isus. The risen Jesus in Matthew 28 says, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Isus cel înviat în Matei 28 spune, toată autoritatea în cer și pe pământ mi-a fost încredințată mie. And Paul in 1 Corinthians 15 speaks of Jesus already reigning. Și Pavel în 1 Corinteni 15 vorbește despre Isus în termenii în care spune el deja domnește. And now he has the task of overcoming all the remaining enemies, including death itself. Și acum sarcina care i-a rămas este să-i nimicească pe toți vrășmașii care încă acționează și moartea era vrășmașul cel mai mare dintre ei. We have to say the New Testament writers were not stupid. Trebuie să spunem, scriitorii Noului Testament nu au fost oameni fără minte. Some of them were being imprisoned, some of them were being tortured, some of them were being killed. Unii dintre ei au fost întemnițați, alții au fost torturați, alții au murit, au fost uciși. And yet they went on saying Jesus is already reigning. Cu toate acestea au continuat să spună Iisus deja domnește. That is why many have rightly spoken of the now and the not yet in New Testament eschatology. De aceea în eschatologia Noului Testament se vorbește despre acel acum, dar nu încă. And this is of course why many Jewish observers from Paul's day to our own time have said this wasn't what they were expecting. Și de aceea foarte mulți oameni din lumea iudaică de atunci au spus nu asta era așteptarea pe care noi o avem. They believed in a coming messianic age of justice and peace in the world and they say, but that obviously hasn't happened yet. Ei credeau că va veni un veac mesianic al justiției și al păcii și spuneau, iată că nu s-a întâmplat încă. Sadly, many Christians have responded
platonically. Din păcate, mulți creștini au răspuns platonic. By saying that what we are promised isn't earthly at all, but only heavenly. Ei au zis, ceea ce ni s-a promis nouă, de fapt, nu are de face cu pământul, va fi acolo în ceruri. And that has had spin-offs into major interpretations like that of the German scholar Rudolf Bultmann. Și aceasta s-a rostogolit în tot mai multe interpretări, precum cea a teologului german Rudolf Bultmann. Who is still influential nearly 50 years after his death. Care încă la 50 de ani după moartea sa rămâne foarte influent. And interpretations like his still support those who want to distance Christian faith from any attempt, sorry, to bring God's love and justice to bear on the social and political world. Și acest gen de interpretări încă îi alimentează pe aceia care vor să demonstreze că dragostea și împărăția și dreptatea lui Dumnezeu nu sunt pentru societatea de astăzi. We see the New Testament perspective best, I think, in the book of Acts and the career of Paul. Perspectiva Noua Testamentară o putem vedea cel mai bine în Cartea Faptelor și în cariera lui Pavel. I should give a little commercial for my new biography of Paul, which was just published 2 weeks ago. Este un moment de pauză publicitară despre biografia lui Pavel, care a fost publicată cu 2 săptămâni în urmă, ultima carte. And there is also an online course based on the book at NT Wright. Și continuăm pauza publicitară spunând că există și un curs online la care vă puteți înscrie. Anyway, at the beginning of Acts, în fine, la începutul cărții Faptelor Apostolilor. The disciples ask Jesus, is this the time when you will restore the kingdom to Israel? Ucenicii îl întreabă pe Iisus, este acesta momentul, e vremea în care tu vrei să instaurezi împărăția lui Israel? They are still thinking of a national restoration in which Israel will come out on top. Ei încă gândesc în termenii unei restaurări naționale în fruntea cărei va fi Iisus. Now, some people have supposed that Jesus' answer is no. Unii au presupus că răspunsul lui Iisus a fost nu. In other words, no, this isn't the time of the kingdom. You have work to do for the moment and the kingdom will come later. Adică interpretează ei, Iisus le-a spus nu, acum n-a venit încă vremea împărăției, aveți alte lucruri de făcut și împărăția va veni mai târziu. I think that is wrong. Cred că e greșit. I think Jesus' answer in Acts is yes. Cred că răspunsul lui Iisus în fapte este de fapt da. Yes, this is indeed the time of the kingdom. Da, a venit vremea împărăției. But the kingdom doesn't mean what you thought. Dar împărăția nu este ceea ce gândiți voi. It means that you will go out into the wide world vulnerable and facing hostility. Împărăția înseamnă că voi veți pleca în lumea largă vulnerabili, veți avea de dat piept cu împotrivirea. But with the power of the Spirit to energize and guide you. Însă veți avea puterea Duhului care vă va energiza, vă va călăuzi. And you will be my witnesses. Și voi veți fi martorii mei. What does it mean to be a witness? Ce înseamnă să fim martori? It means to tell people that the crucified Jesus has been raised from the dead and is already the Lord of the world. Înseamnă să le spunem oamenilor că Hristos cel răstignit a murit și a înviat, iar acum este Domnul întregii lumii. But of course there is already somebody else who thinks that he is the Lord of the world, demanding allegiance, namely Caesar. Dar desigur mai era cineva care spunea deja că el este Domnul întregii omeniri și cerea ascultarea oamenilor, și anume Cezar. So this is going to be problematic, to say the least. Așadar, mesajul acesta era un mesaj care avea să cauzeze probleme, cel puțin. But it will be effective. Însă mesajul avea să aibă eficiență. Luke at the end of Acts says that Paul ends up in Rome. La sfârșitul cărții Faptelor, Luca ne spune că Pavel ajunge, se îndreaptă spre Roma. And he is speaking about the kingdom of God and the lordship of Jesus openly and unhindered. Și el vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, despre domnia lui Iisus deschis și fără piedică. That is the point. Aceasta e ideea. But Paul isn't just speaking. Însă Pavel nu doar vorbește despre acestea. Throughout his work he is founding and maintaining communities. Pe parcursul întregii sale slujiri, el a înființat și a susținut comunități. They are communities of kingdom people. Sunt comunități ai oamenilor din împărăție. Who are following the new Lord and living in the renewed human way. Aceia care îl urmează pe noul Domn și trăiesc viața reînnoită.
multă. And this, by the way, is why some have made the mistake of identifying the kingdom and the church. Din pricina aceasta, cred eu că unii au făcut greșeala de fapt să pună semnul egal între împărăție și biserică. Because these communities are rooted in the worship and invocation of Jesus as Lord. Aceste comunități sunt înrădăcinate în închinarea și în invocarea lui Isus ca Domn în mijlocul lor. Within the framework of Jewish monotheism. Și ele își continuă activitatea în același cadru al monoteismului iudaic. Which means dangerously that they do not take part in the pagan worship which affected every aspect of ordinary life. Și aceasta însemna că își asumau pericolul de a nu lua parte în închinarea păgână care influența fiecare domeniu al vieții oamenilor din imperiu. Their worship is rooted in Israel's scriptures, particularly the Psalms and the Prophets. Închinarea lor era înrădăcinată în scripturile lui Israel, în particular în cartea Psalmilor și în cărțile profetice. And their self-understanding is rooted in Torah itself. Și percepția de sine pe care o avea această comunitate era înrădăcinată în Torah. Genesis, Exodus and Deuteronomy in particular. În particular în Geneza, Exod și Deuteronom. With all the scriptures refocused and reinterpreted around Jesus and the Spirit. Și toate pasajele acestea erau refocalizate și îl reinterpretau pe Isus sub călăuzirea Duhului. They therefore see themselves as the renewed people of God. Din pricina aceasta, ei se vedeau ca poporul nou sau înnoit al lui Dumnezeu. They are egalitarian. Ei erau egalitariști. With Jews and Greeks, slaves and free, men and women coming together. Iudei și greci, robi și liberi, bărbați și femei care se adunau la oaltă. In a new family, celebrating forgiveness of sins and new creation. Într-o nouă familie care sărbătorea iertarea și noua creație. They are philanthropic. Ei sunt filantropi. They are caring practically not only for one another but as far as they can for the wider world around. Ei îngrijesc în mod practic unii pentru alții și nu doar unii pentru alții, ci pe cât pot pentru lumea largă. They are what the sociologists call a fictive kinship group. Ei sunt ceea ce sociologii ar numi un grup de afinitate, relații strânse. Because they live as if they were a real extended family. Pentru că ei trăiau de parcă ar fi fost o familie extinsă. With mutual obligations and ties of love. Cu obligații reciproce și într-o legătură strânsă a dragostei. Now, if you know anything about ancient society or indeed other times of history as well. Și dacă ai oarece cunoștințe despre lumea antică sau despre alte societăți, you will know that groups like that, these churches, would be seen as dangerously subversive. Atunci îți dai seama că astfel de grupuri, astfel de biserici, ar fi fost considerate subversive de către societate. Nobody had ever tried to do that sort of thing before. Nimeni nu mai încercase până atunci să construiască o astfel de comunitate. And neither their neighbors nor the local officials knew what to make of them. Și nici cei din jurul lor, nici autoritățile, nu aveau habar cum să abordeze situația aceea. So these churches were from the start meant to be signs of the kingdom. Așadar, aceste biserici de la bun început se constituiau în niște semne ale împărăției. They were signs that Israel's God had become king in a whole new way. Ele erau semnul că Dumnezeul lui Israel devenise rege într-un mod cu totul nou. And because the kingdom was for everybody. Și datorită faptului că împărăția îi privea pe toți, era pentru toți. They were outward looking. Ei priveau în exterior. They were not simply an inward looking club congratulating themselves on their own holiness. Nu erau un club care să trăiască în gruparea lor, să aibă o viață în interiorul grupului și doar să se laude unii pe alții cât de sfinți au ajuns. In Paul's letter to the Galatians, which I think is the earliest writing in the New Testament. În epistola lui Pavel către Galateni, pe care eu o consider
cea dintâi scriere a Noului Testament. Paul tells them to do good to all, especially those of the household of faith. Pavel le spune să facă bine tuturor, mai cu seamă celor din casa credinței. In other words, they were to be known as good neighbors. Cu alte cuvinte, ei trebuiau să fie cunoscuți ca niște vecini buni. They were the kind of people you would like to have living on your street. Să fie genul de oameni cu care dorești să te pe care dorești să-i ai vecini de stradă. Even though people couldn't understand why they didn't worship the local gods. Chiar dacă oamenii încă nu puteau să priceapă cum se face că ăștia nu se închină zeilor noștri locali. And why they were associating with a very odd group of friends. Și de ce se asociază cu grupul acela foarte neobișnuit? All of this is explicable in terms of their belief that Jesus had won the victory over the powers. Tot comportamentul lor este explicabil prin faptul că ei considerau că Iisus a câștigat biruința împotriva puterilor. And that God had begun the work of transforming the world. Și Dumnezeu începuse lucrarea de transformare a omenirii, a lumii. So when we track the Christian movement through the first 4 or 5 centuries. Așadar, când mergem pe urmele mișcării creștine din primele secole, we can see that this is how the kingdom work spread. Putem să vedem că în felul acesta s-a răspândit lucrarea împărăției. The church is called to bear witness to the kingdom. Bisericile au fost chemate să depună mărturie pentru împărăție. To serve the kingdom. Să slujească împărăția. To announce the kingdom. Să vestească împărăția. To show in practical as well as theoretical ways what it means that God is king and Jesus is Lord. Să anunțe, să arate în căi practice și teoretice ce înseamnă cu adevărat faptul că Iisus este Domn. That was how God's kingdom was launched on earth as in heaven. Așa a fost lansată împărăția lui Dumnezeu pe pământ precum în ceruri. It was dangerous. Era ceva periculos. There was persecution and martyrdom. De aceea a existat persecuție și martiraj. Because people saw only too well what a revolutionary way of life this was. Pentru că oamenii observau foarte bine ce mod revoluționar de viață li se propunea. It didn't fit the social and cultural patterns people were expecting. Nu se încadra deloc în tiparele sociale și culturale. It was confusing. Îi deruta pe oameni. And there were temptations for the Christians. Și de aceea erau ispite pentru creștini. As for instance, when people thought that because they now didn't need to keep the Jewish food laws or Sabbaths, de pildă, atunci când oamenii, când creștinii au început să spună nu este cazul să mai respectăm rânduielele evreiești cu privire la mâncare sau la sabat, that meant they would be free from all moral restraint. Pentru unii asta însemna că scăpau de toate restricțiile morale. All these things had to be worked out. Și de aceea trebuiau să clarifice toate aceste aspecte. And they still have to be worked out in every generation. Și în fiecare generație lucrurile acestea trebuie clarificate. But it was effective. Însă era ceva eficient. The power of the gospel and the power of the spirit in Jesus followers doesn't lead to triumphalism. Puterea evangheliei și puterea Duhului în viața ucenicilor nu i-a condus spre triumfalism. But it does produce the genuine triumph of renewed lives and communities. Însă aceasta a produs un triumf veritabil al vieții reînnoite și al comunității reînnoite. So the kingdom of God in tomorrow's world. Așadar împărăția lui Dumnezeu în ziua de mâine, în lumea de mâine. The problem about speaking of the kingdom of God in our world today and tomorrow. Problema care se ridică atunci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu pentru azi și pentru mâine. Is that there is no one size fits all. Este că nu avem ceva de genul un singur model, o singură măsură se potrivește tuturor. When we say that God is king, that he's defeated the powers of darkness and exalted Jesus as Lord of all. Atunci când spunem că Dumnezeu este rege, că el a înfrânt puterile întunericului și l-a înălțat pe Iisus ca domn. That is going to sound very different in, say, Myanmar or North Korea. Aceasta va suna foarte diferit, să spunem, în Birmania sau în Coreea de Nord. From how it sounds in, say, Canada or Scotland. Decât va fi perceput mesajul acesta, de exemplu, în Scoția sau în Canada. It will always be challenging, but the challenges come at different places. Întotdeauna vor exista provocări, dar provocările acestea se ivesc din locuri diferite.
You in your country have very deep and painful experiences and memories of former times. Voi în țara voastră aveți amintiri dureroase și apăsătoare din vremurile de odinioară. And many lessons were learned in very difficult circumstances. Și multe lecții le-ați învățat în situații foarte dificile. But as friends from East Germany have told me, dar așa cum mi-au spus prietenii mei din Germania de răsărit, the challenges for the churches are just as great now in the post-communist world. Provocările cu care se frământă biserica de astăzi sunt la fel de mari precum cele din acea perioadă. But they are often less obvious. Chiar dacă nu sunt atât de vizibile. And we in the West can certainly echo that. Și noi în apus de asemenea putem să depunem mărturie în această privință. We in the West easily confuse our Western way of life with the Christian gospel. Noi în vest adesea facem confuzie între modul nostru vestic de viață și Evanghelia creștină. And then when social customs and fashions change, și atunci când se schimbă rânduielile sociale, obiceiurile, people expect the church to change as well. Oamenii se așteaptă ca și biserica să se schimbe în consecință. So what are the principles that should guide us? De aceea, care sunt principiile după care ne putem călăuzi? As we seek to be kingdom people for tomorrow's world. Atunci când căutăm să fim acest popor al împărăției pregătit pentru ceea ce va fi mâine. The first and in some ways the most important principle. Primul principiu și probabil și cel mai important is that God wants his world to be governed wisely through human beings. Este că Dumnezeu dorește ca lumea sa să fie guvernată cu înțelepciune de către oameni, de către ființe omenești. This is actually part of what you might call creational monotheism. Aceasta ține de ceea ce noi am putea să numim monoteism creațional. A Christian political theology must then begin with the doctrine of the image. Teologia politică creștină trebuie să înceapă de la doctrina imaginii, a chipului. Humans are made to reflect God into the world. Oamenii au fost creați pentru a-l reflecta pe Dumnezeu în lumea aceasta. Which means, among other things, to look after the world on God's behalf. Și printre altele, aceasta presupune că ei trebuie să îngrijească lumea aceasta în numele lui Dumnezeu. And that is built into the structure of creation. Și aceasta este o parte componentă din structura creației. And I believe this is for Trinitarian reasons. Și cred că este astfel din motive care țin de Trinitate. In other words, God made a world in which one creature, humans, will be designed to assume sovereignty over the world. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut o lume în care creația, o ființă creată de El, oamenii, își vor asuma suveranitatea peste această lume. And why would God do that? Și de ce ar face Dumnezeu una ca asta? In order that he might come himself in the person of his son as a human being to take that sovereignty. Pentru ca el însuși să vină în lume în persoana fiului său, a fiului omului, ca din poziția aceasta să exercite suveranitatea. That seems to be the idea of creation. Aceasta pare să fie ideea cu care a avut loc creația. But then humans rebel and try to become independent. Însă apoi oamenii s-au răzvrătit și au vrut să trăiască independent. The whole plan becomes flawed. Și întreg planul a fost fisurat. So what will God then do? Și ce a putut să facă Dumnezeu atunci? You might imagine. Ați putea să vă imaginați that God would decide to cancel the original plan. Că Dumnezeu avea să spună, am să anulez planul inițial. To take away the human privilege and vocation. Am să iau de la oameni toate privilegiile și vocația. And to run the world directly himself. Și am să conduc eu lumea în mod direct. That's actually what people often say they wish God would do. De fapt, asta spun oamenii deseori că și-ar fi dorit ca Dumnezeu să facă. But no. Însă nu. God will reestablish his kingdom, his saving rule over the world. Dumnezeu își va reașeza împărăția lui și domnia lui salvatoare în lume. But he will do so by the same means. Însă el va face aceasta prin aceleași mijloace. Through a human being.
printr-o ființă umană. Paul says, since by a man came death, by a man came also the resurrection of the dead. Pavel spune, de îndată ce printr-un om a venit moartea, printr-un om va veni și învierea. And this will put into operation the same principle as with creation itself. Și acest principiu va fi pus să funcționeze în linie cu același principiu al creației pe care l-am prezentat adineauri. Namely, self-giving love. Și anume dragostea care se dăruiește pe sine. And part of that self-giving love is that God wants to share his worldwide rule with others. Și această dragoste care se dăruiește are de a face cu faptul că Dumnezeu dorește să împărtășească și conducerea acestei lumi cu alții. He still wants to give humans the dignity of working alongside the incarnate Son. El încă mai dorește să le ofere oamenilor demnitatea aceea de a lucra alături de Fiul întrupat. To look after creation on God's behalf. Ca să îngrijim, să purtăm de grijă creației în numele sau pentru Dumnezeu. There are many biblical models for this. Există multe modele biblice în care vedem aceasta. One of my favorites is Psalm 72. Și dintre ele favoritul meu este Psalmul 72. There you have a picture of the true king. Acolo avem imaginea unui adevărat rege. When the true king comes, când regele adevărat vine, he will do justice and mercy. El va îndeplini dreptatea și mila. And he will pay special attention to the needs of the poor and the widow and the orphan. Și va acorda o atenție specială nevoilor săracilor, a văduvelor, a orfanilor. And this converges with the messianic picture in Isaiah chapter 11. Și aceasta merge în aceeași direcție cu tabloul mesianic din Isaia 11. In both passages the result is that the whole earth is filled with the divine glory. În ambele pasaje rezultatul este că pământul este umplut de gloria divină. Think of what I was saying yesterday. Gândiți-vă puțin la ceea ce vă spuneam ieri. That the justice bringing work of the king is analogous to and follows from the temple building work of the king. Această lucrare de aducere a justiției divine a regelui este o analogie și decurge din ceea ce s-a din restaurarea templului. The king builds the temple so that the divine glory can dwell there. Regele își construiește templul pentru ca gloria divină să vină și să se odihnească peste el. The Messiah does justice and mercy so that God's glory may dwell in the whole creation. Și Mesia arată milă și dreptate pentru ca slava lui Dumnezeu să se odihnească peste toată creația. Thus, political theology. Așadar, teologia politică, a God-centered view of how society should be organized, o viziune centrată pe Dumnezeu a modului în care societatea trebuie să se organizeze, follows naturally from temple theology as we saw last night. Decurge în mod natural din teologia centrată pe templu pe care am prezentat-o aseară. This is the human vocation. Aceasta este vocația umană. But. Dar. Whenever you give someone any vocation, ori de câte ori îi acorzi, îi încredințezi cuiva o astfel de chemare, un astfel de mandat, any person, any vocation, oricărei persoane și orice vocație, you open up the opportunity for that vocation to be distorted. Vei crea și posibilitatea ca acea vocație să fie distorsionată. For people to want to use their God-given power for the wrong ends. Și oamenii s-ar putea să vrea să folosească acea putere venită de la Dumnezeu pentru obiective greșite. You can see this obviously, for instance, in Mark chapter 10, where James and John want to sit at Jesus' right and left hands in his kingdom. De exemplu, puteți vedea aceasta foarte bine atunci când Iacov și Ioan doresc să șadă la dreapta și la stânga lui Isus când va veni împărăția lui. The New Testament has many other similar warnings. În Noul Testament avem alte avertismente asemănătoare. And they all come down to the effect of human sin and idolatry on the vocation. Și toate acestea se concentrează în cele din urmă pe efectele pe care le are păcatul și idolatria asupra acestei vocații.
Faced with this, some would prefer it if the structures of authority were just kept to a minimum. Atunci când ne uităm la toate acestea, unii preferă mai degrabă ca toate structurile de autoritate să fie reduse atunci la minim. With so many checks and balances that rulers can hardly do anything. Și să creeze atâtea sisteme de măsură, de control, în așa fel încât autoritatea să fie redusă la minim. Or some indeed would prefer to move towards some sort of holy anarchy. Sau unii chiar preferă ca lucrurile să meargă spre o anarhie sfântă. That won't do for the same reason. Și asta nu o să funcționeze din același motiv. Because of sin, anarchy means that the bullies and the unscrupulous always win. Din cauza păcatului, anarhia înseamnă de fapt că întotdeauna agresorii și oamenii lipsiți de scrupule, întotdeauna ei au câștig de cauză. And even if that wasn't true, și chiar dacă asta nu s-ar fi aplicat, anarchy means that everyone is inclined to take the law into their own hands. Anarhia presupune că fiecare e înclinat să ia dreptatea în propriile mâini. Paul warns against that in Romans 12. Pavel avertizează cu privire la aceasta în Romani 12. And that is why Romans 13 is necessary. Și de aceea avem nevoie de Romani 13. A properly constituted authority. O autoritate care este constituită într-un mod adecvat. Even though it presents a temptation to abuse. Deși este susceptibilă la abuz, la tentația abuzului. It will prevent the even worse abuse of anarchy. Ea va putea să fie o stabilă împotriva unor abuzuri și mai mari sau chiar împotriva anarhiei. All that is true in general as part of creational monotheism. Toate acestea sunt adevărate în particular, mai ales când vorbim despre monoteism. But in particular we have to work out what it now means. Dar în particular noi trebuie să ne clarificăm ce înseamnă that something new has happened. Că s-a întâmplat ceva nou. That Jesus has won the victory on the cross over the principalities and powers. Că Iisus a câștigat biruința la cruce împotriva dregătoriilor și a stăpânirilor. If Jesus is now installed as the Lord of earth as well as heaven. Dacă Iisus este acum înscăunat ca domn și suveran peste cer și pământ. We must ask what has changed in the real world. Atunci trebuie să ne întrebăm ce s-a schimbat de fapt în lumea reală. The answer is not obvious. Răspunsul nu este unul care să ia în evidență. Because we know only too well the failure and corruption of so many human governments and rulers. Pentru că ne sunt bine cunoscute eșecul și corupția multora dintre guvernele și conducerile actuale. But this is where the church must live and act. Dar acesta este locul în care biserica trebuie să trăiască și să acționeze. By the faith that Jesus is already Lord. Prin credința că Iisus deja este Domn. We see this happening in Acts. Vedem aceasta cum s-a derulat, desfășurat în Fapte. And we see it throughout church history. Și vedem aceasta pe parcursul întregii istorii a bisericii. It doesn't mean there won't be persecution. Asta nu înseamnă că nu vor fi persecuții. Indeed, it often means that there will be. Ci dimpotrivă înseamnă că de multe ori vom avea de a face cu ele. But we have to speak and act in the faith that Jesus has won the victory. Dar trebuie să trăim și să acționăm conștienți de faptul că Iisus a câștigat deja victoria. And that we are called to implement it. Noi suntem chemați doar să o implementăm. Perhaps the best example from a previous century in my country is the abolition of the slave trade. Probabil că cel mai bun exemplu din istoria țării din care vin eu a fost abolirea sclaviei. Which many among the rich and the ruling classes and even in the church said was impossible and undesirable and even unchristian. Când mulți dintre oamenii bogați, dintre conducători chiar din biserică spuneau că lucrul acesta nu este de dorit și nu este posibil. So what will this mean in practice? Așadar, ce însemnătate au toate acestea din punct de vedere practic? It won't mean that the churches take over the running of countries or cities. Aceasta nu înseamnă că biserica trebuie să caute să preia controlul asupra țărilor, a orașelor. But it does mean that the churches will work and pray. Înseamnă însă că bisericile trebuie să lucreze și să se roage to bring rulers and authorities to see their God-given duty and to follow it. Ca să-i ajute pe stăpânitori, pe conducători să înțeleagă că datoria care le-a fost încredințată lor de Dumnezeu este să lucreze în dreptate.
The churches are to remind those in power that what matters is not the size of the vote they won. Biserica trebuie să le amintească celor care sunt înălțați în conducere că ceea ce contează nu este numărul de voturi pe care îl câștigă, but the shape of the task that lies before them. Ci însărcinarea care este înaintea lor. The task of bringing God's healing justice into the world. Sarcina de a aduce dreptatea vindecătoare a lui Dumnezeu în lumea aceasta. The church is called to call the authorities to account. Biserica este chemată să tragă la socoteală sau să le ceară să fie răspunzători liderilor. And as I said, this will look extremely different in some countries from others, depending on the situation. După cum am spus, forma în care aceasta se va manifesta de la țară la țară va arăta total diferit. Though I noticed that the early Jews and Christians didn't much mind how rulers got to be rulers. Deși am observat că primii creștini, primilor creștini nu le-a păsat prea mult cum au ajuns unii pe tron, au ajuns la conducere. They were much more concerned about what rulers did once they became rulers. Erau mult mai preocupați de ce făceau conducătorii din momentul în care ajungeau pe tron. And after all, as in most parliamentary systems, there is an official opposition. La urma urmelor, în cele mai multe sisteme parlamentare există și opoziție. But the opposition, certainly in my country, often makes the same mistakes as the government itself. Însă opoziția în țara mea adesea face aceleași greșeli pe care le fac și cei de la putere. People sometimes say cynically, the trouble is whoever you vote for, you are voting for a politician. Oamenii spun într-un mod cinic, pentru oricine ai votat, de fapt, pentru un politician ai votat până la urmă. But at that point, the media, especially the newspapers, dar în punctul acesta, mass media și în mod deosebit ziarele, they will assume that holding governments to account is their job. Ele presupun că misiunea lor este să-i tragă la răspundere pe cei de la putere. Which is why, again, in my country and America, the newspapers hate it when the churches try to do this. Și de aceea, în țara mea și mai ales în America, ziarele, mass media, urăște faptul că biserica încearcă să se adreseze ea autorităților. It's a large-scale implicit turf war. Turf war? Sorry, I didn't write this down. It's when two people are fighting for the same patch of ground. Deci e un context în care se luptă pentru aceeași poziție două forțe puternice. Yeah. And again, the problem is that the newspapers too are just as liable to manipulation and distortion. Și din nou, același lucru se întâmplă că și ziarele devin susceptibile la același fel de manipulare și distorsionări de care sunt vinovați politicienii. So what can we then say about God's desire and design for how his world should operate? Și atunci, ce am putea să spunem despre dorința lui Dumnezeu și despre planul pe care Dumnezeu l-a întocmit despre cum să funcționeze lumea aceasta? It mean to say that with Jesus' death and resurrection and the gift of the Spirit, a new day has dawned for the world. Ce am putea să spunem atunci când transmitem lumii că învierea lui Iisus Hristos este și darul Duhului Sfânt ne ajută să lucrăm pentru o lume nouă. There's a crucial passage in John chapter 16. Avem un pasaj crucial în Ioan 17. Jesus explains what will happen when the Spirit is given. Iisus explică acolo ce se va întâmpla la darea Duhului. It's a difficult but important passage. E un pasaj mai greoi, dar important. He says, when the Spirit comes, he will convict the world of sin and righteousness and judgment. El spune, atunci când Duhul va veni, el va convinge lumea de păcat, de judecată și de neprihănire. And then he explains. Și apoi el explică. Of sin because they do not believe in me. De păcat pentru că ei nu cred în mine. Of righteousness because I go to the Father and you see me no more. De neprihănire pentru că eu mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Of judgment because the ruler of this world is judged. Și de judecată pentru că conducătorul, stăpânitorul lumii acesteia este judecat. You see, I said it was complicated. V-am zis, e complicat. But the point is that the Spirit will hold the world to account. Însă ideea de bază este aceasta, Duhul va trage lumea la răspundere. Now for years I used to read that passage and think
That's what we need to happen, that the Spirit would hold the world to account. I was looking forward to watching it happen. Multă vreme citeam pasajul acesta și mă gândeam, da, Duhul are misiunea aceasta să tragă lumea la răspundere și așteptam să se întâmple asta. And then I realized that when Jesus talks about the Spirit, he is talking about what God by the Spirit will do through the church. Și apoi mi-am dat seama că atunci când Iisus vorbește despre Duhul, el de fapt ne spune ce se așteaptă ca Duhul să facă prin biserică. So that the task looks like this. În felul acesta, sarcina poate fi redată în felul următor. That the prayerful church in the power of the Spirit, o biserică rugativă prin puterea Duhului Sfânt, is to spot, to discern the ways in which the world and its rulers are not living in accordance with Psalm 72. Este cea care poate să arate lumii când nu trăiește în conformitate cu cuvintele din Psalmul 72. And the other great charters of divine justice and mercy. Și după celelalte mari edicte ale justiției și ale dreptății divine. And the church must articulate in word and deed. Și biserica trebuie să articuleze în cuvinte și în fapte. The fact that these failures follow from the failure to acknowledge the crucified and risen Jesus as Lord. Eșecul lumii decurge de fapt din eșecul din fapta că nu l-a recunoscut pe Iisus ca Domn. The church, in other words, is to remind the powers that be that God is God and they are not. Cu alte cuvinte, biserica trebuie să reamintească puterilor acestei lumi că Dumnezeu este Dumnezeu și nu lumea. And that is what Paul means in Ephesians chapter 3. Și aceasta vrea Pavel să ne arate în Efeseni 3. When he says that through the church the manifold wisdom of God might be made known to the principalities and powers. Când spune că prin biserică înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu este descoperită pentru puterile și stăpânirile din această lume. Now of course. Desigur, this only makes sense if the church is doing and is seen and known to be doing what the rulers of the world ought to be doing. Toate acestea au oarecare logică dacă biserica face acele lucruri pe care a chemat-o Dumnezeu să le facă. The church must lead the way, or rather, since Jesus is now enthroned, Jesus leads the way. Biserica trebuie să conducă, să deschidă drumul, sau mai degrabă Iisus prin biserică. And sends his Spirit so that we can follow. Iisus a trimis Duhul Său pentru ca noi să îl urmăm. From the very beginning, the church has had the Psalm 72 agenda in mind. De la bun început, biserica a avut o agendă întemeiată pe Psalmul 72. Right from the start, the church has cared for the poor and has worked in education and medicine. De la bun început, biserica a îngrijit de cei săraci, a avut o implicație în medicină. In the ancient world, nobody cared about those things except, interestingly, for the Jews. În lumea antică, nimănui nu-i păsa de cei oameni, cu excepția acestor evrei. The fact that governments today now try to do these things is a sign that the message has got through. Faptul că guvernele de astăzi încearcă să se preocupe de aceste domenii este de fapt o dovadă că a învățat ceva chiar de la biserică. But the church should still be active in those fields. Însă biserica trebuie să rămână activă în aceste domenii. Ready to provide critique when ideologies creep into government programs. Și să fie gata să vorbească în mod critic atunci când ideologiile din lumea aceasta se strecoară în programele de guvernare. And here there are real battles to be fought. Și în domeniul acesta sunt niște bătălii importante de purtat. This is where we must keep a very delicate balance. Însă aici este locul în care ni se cere să fim foarte echilibrați cu multă delicatețe. The church must learn to support without compromise and critique without dualism. Biserica trebuie să învețe să susțină fără compromis și să critique fără dualism. What do I mean? La ce mă refer? First, the church has often been content to go along with whatever society as a whole is doing. Mai întâi, biserica s-a mulțumit de multe ori să meargă la pas cu orice face societatea. And any attempt to say no to the latest social fashion. Și orice încercare de a spune nu unei noi mode pe care a inventat-o societatea is met with scorn. Este întâmpinată cu batjocură.
people say in my church, I'm part of the established church in Britain, you are supposed to be the national church, but now you are becoming irrelevant, a mere marginal group. Și oamenii ne spun, de exemplu, în cazul meu, fac parte din Biserica Națională, Biserica Angliei, oamenii spun, voi ar trebui să fiți o biserică națională și acum deveniți o biserică marginală, irelevantă, dacă spuneți așa. Now, of course, this is a way of avoiding the teaching of the church. De fapt, prin aceasta ei nu caută altceva decât să evite învățătura bisericii. And trying to make the church a sub-department of the country or society as a whole. Și încearcă să facă biserica să fie un departament inferior al societății. Now that happened, as you know, quite obviously in Eastern Europe a generation ago. Și lucrul acesta s-a întâmplat, cum știți foarte bine, în Europa de răsărit cu o generație în urmă. But it happens in subtle ways all over the world today as well. Dar se întâmplă într-un mod mai subtil peste tot în lumea noastră. So we must support but without compromise. Așadar trebuie să susținem autoritățile fără compromis însă. But at the same time, însă totodată, there are many Christians who, after years of struggle, sunt mulți creștini care după mulți ani de frământare, now just assume that the government is always going to be wrong. Nu fac decât să zic că guvernele totdeauna o să meargă din rău în mai rău. It is easy then to be a dualist. Și atunci e foarte ușor să o luăm în direcția dualismului. Perhaps even to become proud or smug. Asta chiar să ne facă să fim mândri, să fim îngânfați. And to forget that God wants his world to be run by humans. Și să uităm că Dumnezeu dorește ca lumea lui să fie condusă de către oameni. And even when they don't acknowledge Jesus' lordship. Și chiar atunci când acei lideri nu recunosc domnia lui Isus, they can sometimes be persuaded to see and do the truth. Ei pot uneori să fie lămuriți, să fie încurajați ca să caute și să vadă adevărul. And that's why I say we must learn to support without compromise and critique without dualism. Și de aceea am spus trebuie să susținem fără a ne compromite și să criticăm fără a deveni dualiști. The early church struggled to learn those lessons. Biserica primară a avut dificultăți în a înțelege lecțiile acestea. And every generation has to learn them afresh. Și fiecare generație trebuie într-un mod proaspăt să abordeze subiectul ăsta. And the main way to learn them, calea principală prin care le putem învăța, is by regular and careful prayer for the world, for your country and its leaders. Este atunci când în mod frecvent ne rugăm pentru țara noastră și pentru liderii ei. And for the local communities and their office bearers. Și ne rugăm pentru comunitățile noastre locale și pentru cei care sunt în conducere. Out of that prayer, many opportunities will arise. Și din viața aceasta de rugăciune se vor ivi multe oportunități. Sometimes quite surprising ones. Unele dintre ele ne vor surprinde chiar. To speak and act in such a way, să vorbim și să acționăm într-un anume fel, to show the world that there is a different way to be human. Ca să le arătăm oamenilor că există un alt mod de a trăi ca oameni. And to hold the world to account where it is failing to go that way. Și de asemenea să tragem lumea la răspundere atunci când cade, când se depărtează de acest mandat. Now, of course, in all this, the church must guard its own life. Evident că în tot procesul acesta biserica trebuie să vegheze asupra propriei vieți. If we are to be the agents of the king in bringing his kingdom to bear upon the world, dacă noi vrem să fim agenți ai regelui și să aducem împărăția lui în lume, we must ourselves order our own common life in ways that are transparently holy. Noi, de asemenea, trebuie să rânduim viața noastră personală într-un mod în care să fie transparentă și sfântă. In all the usual ways where corruption creeps in. Să fim conștienți de toate modalitățile prin care păcatul, corupția se strecoară. The church must itself be held to account. Biserica de asemenea trebuie să fie gata să dea socoteală. Which is why we need and must pray for prophetic witness within the church itself. Și de aceea trebuie să ne rugăm și să ne așteptăm ca să existe o mărturie profetică și în viața bisericii. And that in turn requires the gift of discernment. Și aceasta de asemenea presupune darul discernământului. Sometimes people merely have grudges against church leaders. Sunt deseori situații în care oamenii au de cârtit împotriva liderilor bisericii.
And they try to present that as prophecy. Și ei încearcă nemulțumirile lor să le prezinte sub forma profeției. But church leaders must be humble enough to listen and wise enough to discern. Însă liderii bisericii trebuie să fie suficient de înțelepți și de smeriți ca să asculte aceste critici și să aibă discernământ. Jesus' words about being wise as serpents and innocent as doves. Domnul Iisus vorbea despre a fi înțelepți ca șerpii și blânzi precum porumbeii. Those words are always relevant for kingdom workers. Cuvintele acestea sunt foarte relevante pentru cei care lucrează în împărăția lui. I will tell you a story. Am să vă relatez o întâmplare. When I was working in Oxford one time, într-o vreme pe când lucram la Oxford, after a very difficult college meeting, după ce am avut o întâlnire foarte dificilă, one of my colleagues said to me, unul dintre colegi mi-a spus, I know our Lord told us to be wise as serpents and innocent as doves. Știu că Domnul nostru ne-a spus să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. But we are busy men and it is advisable to specialize. Dar noi suntem oameni foarte ocupați, așa că ne specializăm într-una din cele două. There can be no specialization. Nu putem să alegem să ne specializăm în care vrem. We need both. Avem nevoie de ambele. So the church must itself continue to take the lead in doing the kingdom work that the rest of the world should imitate. Deci biserica trebuie în mod continuu să deschidă calea, să arate cum este lucrarea împărăției ca lumea să o poată urma. We must not collapse into the dualism of suggesting that we should leave the social world to the social workers. Nu trebuie să alunecăm spre dualism, sugerând prin aceasta că lăsăm lucrările sociale pentru lucrătorii sociali. We should simply concentrate on saving souls and teaching people to pray. Și noi ne focalizăm doar pe mântuirea sufletelor și să ajungă oamenii în rai. God gives his church many ministries. Dumnezeu a încredințat bisericii multe slujiri. And we must pray for and then train up wise people. Și trebuie să ne rugăm și de asemenea să instruim pentru aceștia oameni înțelepți. Who can speak into social and cultural and political questions. Oameni care au ceva de rostit în contextul acesta social și politic. Without mere knee-jerk reactions. Fără ca să aibă niște reacții pline de mânie. But with a considered and well-studied wisdom. Ci dimpotrivă cu o înțelepciune, cu o chibzuință foarte cumpătată. Now in all of this the church must strive to be united. În toate acestea, biserica trebuie să se străduiască să fie unită. I know that at the moment in Europe and especially in America that's like asking for the moon. Știu că în Europa, în America și în multe locuri, asta e ca și cum ai cere luna de pe cer. There are so many denominations and they're all doing their own thing. Sunt așa de multe denominații și fiecare își face lucrarea lui. Jesus' first followers simply wouldn't have understood. Primii ucenici ai lui Isus n-ar fi putut să priceapă contextul acesta. We need to act together. Noi trebuie să acționăm împreună. Because we need to speak as the Spirit directs into the issues of the day. Pentru că noi trebuie să vorbim așa după cum Duhul ne călăuzește să ne adresăm în chestiunile momentului. That may be difficult. Asta poate fi dificil. But if we don't even try, dar dacă nici măcar nu încercăm, then we are colluding with the real sectarianism. Atunci noi suntem în coliziune cu spiritul acesta sectar, which says that as long as we're being good disciples the world can do its own thing. Care spune atâta vreme cât noi suntem niște ucenici buni, e treaba lumii cum trăiește. Now, only when Christians get together and speak together and pray together. Numai atunci când creștinii se adună, vorbesc împreună, se roagă împreună. Will the rulers and authorities realize that there is a different way to be human? Domniile și stăpânirile vor vedea că există un alt mod de a fi oameni. And that they ought to shape up. Și atunci vor trebui să se modeleze. Now in all of this, I'm coming to my conclusion, you may be glad to know. În toate acestea și mă apropii de concluzie, probabil că vă bucurați să auziți asta. I am advocating what I have called perhaps riskily cruciform theocracy. Sunt proponentul unei teocrații cruciforme, dacă mi este îngăduit să o numesc așa.
The word theocracy worries many people. Cuvântul teocrație stârnește îngrijorare pentru mulți. It makes them think of mad clerics bullying people into doing what they say. Îi face pe oameni să se gândească la niște lideri religioși turbați care îi agresează pe oameni să facă după cum gândesc ei. But of course, theocracy depends on which theos, which God is being invoked. Însă teocrația pornește de la Dumnezeu, de la Theos, care ne spune cum să trăim. If it is the God we see in the crucified and risen Jesus. Dacă în Hristos cel răstignit îl vedem pe Iisus, pe Dumnezeu. If it is the God we know in the presence and power of the Spirit. Dacă este acel Dumnezeu pe care îl cunoaștem prin prezența și prin puterea Duhului. Then the whole thing is different. Atunci totul se schimbă. Because when faced with a crisis or tragedy, as I said before. Pentru că atunci când ne confruntăm cu crize, cu tragedii despre care am vorbit. People often say, why doesn't God do something? Oamenii spun adesea, de ce nu face Dumnezeu ceva pentru asta? But this is where the Sermon on the Mount comes in. Dar aici este momentul să ne referim la predica de pe munte. This is how God acts in the world characteristically. Iată cum acționează Dumnezeu în lumea aceasta, care sunt caracteristicile. Blessed are the peacemakers, the mourners, the hungry for justice people and so on. Binecuvântați sunt cei care fac pace, binecuvântați sunt cei care plâng, cei care caută neprihănirea. God regularly acts in the world through Jesus' faithful followers. Dumnezeu acționează în mod frecvent în lume prin ucenicii, prin urmașii lui Isus. When they see the problem and work for a solution. Atunci când ei sesizează problema și caută și se străduiesc să vină cu o soluție. The means by which Jesus became king of the world was through self-giving love. Mijloacele prin care Isus a devenit regele lumii au avut de-a face cu dragostea sa prin care el s-a dăruit pe sine. And that was what overcame all enemies, death included. Aceasta i-a nimicit pe toți vrăjmașii săi, inclusiv moartea. That same self-giving love is then the means by which his kingdom makes its way in the world. Aceeași dragoste de sine dătătoare este mijlocul prin care se zidește această împărăție. And that is the same self-giving love which is acted out and spoken out by those who hail Jesus as Lord and invoke the power of the Spirit. Și aceasta, aceeași este acea dragoste care îl aduce pe Iisus ca Domn prin puterea Duhului Sfânt. So, let us be clear. Așadar, haideți să clarificăm puțin. We do not build the kingdom by our own efforts. Nu noi zidim împărăția prin propriile noastre eforturi. God has established his kingdom through Jesus' death and resurrection. Dumnezeu și-a întemeiat împărăția prin moartea și învierea lui Isus. God himself will complete this work when Jesus reappears and heaven and earth are renewed and united. Și Dumnezeu însuși va desăvârși lucrarea aceasta la împlinirea tuturor lucrurilor când cerul și pământul vor fi aduse împreună. And what we do in between those two events. Ceea ce noi facem între cele două momente is not wasted. Nu este o risipă. What we do is part of the eventual kingdom, even if at the moment we can't see how. Ceea ce noi facem este o parte a acestei împărății, chiar dacă nu vedem acum, nu ne dăm seama. Paul says at the end of 1 Corinthians 15. Pavel spune la sfârșitul capitolului 15 din Corinteni. Be steadfast, immovable, always abounding in the Lord's work. Fiți tari, neclintiți, întotdeauna abundând în lucrarea Domnului. Because you know that in the Lord your labor is not in vain. Pentru că știți că în Domnul lucrarea voastră nu este în zadar. Your kingdom work in whatever sphere God calls you to work. Lucrarea pentru împărăția lui Dumnezeu în oricare sferă de activitate sunteți voi. Somehow it will be part of the new world that God will make. Într-un fel anume va fi o parte a împărăției lui Dumnezeu. The conclusion therefore is this. Concluzia așadar este aceasta. Of course we live in uncertain and difficult and dangerous times. Da, e adevărat, trăim într-o lume plină de incertitudine, plină de pericol. That is actually normal. De fapt, aceasta e normalitatea.
But we don't have to wait to celebrate the enthronement of Jesus. Dar nu trebuie să așteptăm să sărbătorim în viitor întronarea lui Isus. He has won the victory by his self-giving love. El deja a câștigat biruința prin faptul că s-a dăruit pe sine însuși în dragoste. That victory is ours to share. Acea biruință ne-a fost dăruită nouă ca să o împărtășim. And that love is the means by which we will share it. Și acea dragoste este mijlocul prin care noi o împărtășim altora. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Thank you.